Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. După cum vedeți, este o distribuție interesantă de această dată la Topal TV și avem, sunt împreună cu colegele mele, doamna Flora Ordan și Claudia Matei, cu care vom discuta despre ce s-a întâmplat în anul 2015, care de fapt este retrospectiva, așa pe scurt, a acestui an și care au fost evenimentele care ne-au marcat municipalitatea și viața noastră de zi cu zi până la urmă ca și locuitorii acestui oraș. Doamnelor, bine, ne revedem într-o formulă mai oficială de această dată. La mulți ani, nu? Și la mulți ani. Că și bine te-am găsit. Cred că este prima dată când ne vedem în acest an și în această formulă cu siguranță. Cu ce începem? Cu politica? Pentru că bănuiesc că asta ne doare cel mai tare și din cauza ei se întâmplă foarte, foarte multe lucruri bune și mai puțin bune. Și doamna Ordean abia așteaptă când ai spus cuvântul magic de politică. Doamna Ordean, ați venit cu forțe proaspete la început de an și pregătită da, pentru o campanie eu electorală. Eu zic că da și mai ales cred că ar trebui să pornim de la momentul colectiv care a schimbat tot cursul și al vieții politice, dar și al celorlalte domenii de activitate. M-ar interesa dacă voi sunteți de aceeași părere și ce a însemnat de fapt efectul colectiv sau care a fost efectului colectiv în toate domeniile de activitate și să începem cu cel politic. Încep eu, dar răspunsul nu cred că de la colectiv pornește totul, să spunem că ceea ce au încercat oamenii să facă strada, inclusiv la Roman, știu că foarte mulți romașcani au ieșit, inclusiv eu după acel eveniment tragic în piață. S-a cerut schimbarea clasei politice și a venit acest guvern Cioloș, guvernul de tehnocrați, dar care în ultima perioadă, sau cel puțin din decembrie până acum, am văzut că e aceeași mărie cu altă pălărie, cel puțin din punctul meu de vedere, în sensul că peste tot prin ministere iar s-au schimbat niște oameni care au început schimbările, nu peste tot. Au început, deja secretarii de stat i-am văzut astăzi, chiar m-am uitat pe CV-urile lor și am văzut că iar o luăm de la capăt, vin ai noștri, pleacă ai voștri și nu vorbim numai de tehnocrați. Asta ar fi principalul lucru și mai este un aspect foarte important pe care lumea ar trebui să-l înțeleagă și să-l cunoască, faptul că avem un guvern de tehnocrați, dar care stă la mâna unui parlament politic. În condițiile astea, când vii cu un proiect de guvernare care depinde de partea politică, ne învârtim, practic, din punctul meu de vedere, repet, în jurul aceleași cozi și faptul că cine deține puterea politică, acela decide soarta românilor. Eu m-am întrebat tot timpul și atunci când m-am gândit la lucrurile despre care vom discuta în această emisiune, dacă putem încadra și ceea ce s-a întâmplat, dacă o luăm pe partide politice, să începem cu PSD-ul, partidul care a plecat de la guvernare, dacă izolarea aripii Chelaru din PSD Neamț are vreo legătură cu toate aceste evenimente care au avut loc în acest an și respectiv cu ceea ce s-a întâmplat la colectiv sau pur și simplu lucrurile erau tranșate în PSD dinainte. Bine, dacă vorbim pe plan local, cred că lucrurile erau destul de clare dinainte, pentru că senatorul Ioan Chelaru a demonstrat că vrea să se ocupe mai mult de acest aspect al carierei sale, care ține și de partea profesională, da? De faptul că el este doctor în drept și merge pe această direcție. Și de când Ionel Arsene este președinte la PSD, ne-am s-a văzut că Ioan Chelaru nu mai este în prim plan și n-a mai fost în prim plan o mare bucată de vreme, chiar și când era președinte, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar de multe ori când dumnealui era președinte la PSD Roma, nu se remarca cu nimic, în mod special PSD-ul, semn că cineva acolo nu dorea foarte tare să se implice și probabil din cauza asta că a dorit să se retragă. Și așa cum se întâmplă cu un lider, când se retrage el, de obicei fac un pas în spate și cei care sunt în echipa sa. Opinia mea însă este că senatorul Chelaru nu s-a retras de bunăvoie și aș avea și argumente în acest sens. Noi, jurnaliștii care cunoaștem
Da, nici ponta nu s-a retras, dacă îmi permiteți de bună voie, dacă o luăm așa, nimeni nu se retrage. Și atunci eu mă gândeam că este o legătură, senatorul Chelaru, făcând parte clar din aripa Ponta, a cam plecat odată cu el, iar Ponta a plecat și a dat demisia. Bine, domnul senator Chelaru, între, dacă e să fim foarte corecți, atunci când a fost între Ponta și Joana, când au fost alegerile interne, dumnealui l-a ales pe Joana, deci nu putem să spunem că este un apropiat al lui Ponta. De aia s-a și văzut după că... După aceea s-a apropiat de Ponta. Da, dar apropierea asta nu cred că a ținut foarte mult și a fost una poate de fațadă. Nu cred că a existat o apropiere reală între Ioan Chelaru și Victor Ponta, tocmai pentru că Victor Ponta sigur n-a uitat cine l-a votat și cine nu la momentul la care a intrat ca președinte la PSD. Dar, mă rog, asta e cursul, acesta este cursul vieții politice. Până la urmă ajungi pe o culme, după care începi să cobori sau începi să faci un pas în spate, fie că vrei, fie că nu vrei. Dacă vrei, îl faci calculat. Dacă nu vrei, îl faci forțat de context. Și până la urmă, asta este situația. Nu înseamnă că este neapărat rău că se schimbă lucrurile. Întrebarea mai este dacă nu s-au diminuat șansele senatorului Chelaru și, în opinia mea, s-au diminuat substanțial de a ajunge, de a-și îndeplini visul, de a ajunge judecător la Curtea Constituțională, pentru că tocmai știm că i s-a propus acum la mijloc de mandat și a amânat, a spus că își dorește un mandat întreg la Curtea Constituțională. În opinia mea, șansele de a mai Eu fi propus că de partid... propunerea nu a existat în realitate. Au fost niște discuții, dar nu s-au concretizat într-o propunere fermă. Iar ceea ce a apărut atunci în spațiu public, cum că dumnealui ar fi avut parte de această propunere, a fost, mă rog, o informație care ulterior nu a putut fi confirmată și... Dovedită. Nici dovedită. Și atunci mergem pe prezumția că e posibil să îi se fi propus, dar nu știm sigur. Ori dumnealui, dacă asta e visul, na, mai are șanse. Dacă o luăm în tehnic... senatorul Ioan Chelaru, i s-au propus multe lucruri de-a lungul asta vieții și a fost... Spun, la ultima noastră întâlnire l-am avut în emisiune și chiar l-am întrebat lucrul acesta noi asta, două. Asta se știau că au fost numele său, inclusiv pentru o funcție de ministru, inclusiv de ambasador. Al justiției a fost ministru pentru noapte. De ambasador, dar nu, nici măcar pentru o noapte, pentru că niciodată cineva n-a pus și ștampila pe acea semnătură. Deci omul este, așa cum și a zis în emisiune, că este sătul de promisiuni care nu s-au concretizat. Iar din punct de vedere al Curții Constituționale, niciodată Ioan Chelaru nu o să ajungă la Curtea Constituțională a României, din motive binecunoscute și care au legătură cu numele lui Sorin Ovidiu Vânt, un alt român. Deci scheleții pe care i-are fiecare politician în dulap. Bine, l-am avut și pe Tony Greblă, care avea un mare schelet chiar și cu multă carne pe el și care totuși a ajuns la Curtea Constituțională pentru că cineva nu și-a făcut treaba în timpul care trebuia să analizeze CV-ul și viața respectivă. Deci nu este exclus ca printr-o eroare, noroc, sau spuneți cum vreți dumneavoastră, ca senatorul Ioan Chelaru să ajungă la Curtea Constituțională, dar eu nu cred. Și nici nu cred că își dorește. De altfel, argumentul tău este susținut și de ceea ce s-a întâmplat în plan profesional. Să ne reamintim recentul eveniment legat de 35 de ani de la când a marcat activitatea sa ca avocat. Ați văzut că a dispărut cu Sunt acasă pentru fiecare și a apărut Casa de Avocatură. Ați observat Chelaru asta, nu? Și, apropo de politică. Chelaru și asociații. Da, deși bannerul, bannerul, mă referam la banner. Între timp însă și-a mai tras în plan profesional o funcție, aceea de președinte al Academiei de Științe Juridice, parcă, rețin eu exact. Deci cam asta ar fi. Și atunci ce se întâmplă în PSD Neamț? Aici cred că Teo ne poate spune mai mult, că e și mai ancorată în ceea ce se întâmplă la PSD Neamț, la județ. Noi mai multe știm de la Roman. Eu, cel puțin personal, nu prea am mai fost pe la conferințele de presă de la Piatra Neamț. Bun, dar asta nu înseamnă că dacă mergem la conferințele de presă aflăm cu adevărat ce se întâmplă în PSD Neamț. Adică să nu ne facem iluzii, pentru că vin niște omuleți acolo și ne spun ce bine, frumos și roz este... Și omuleațe. Da. Omuleațe. M-am văzut că au apărut și femeile. Ce bine și frumos și roz este totul. Nu, lucrurile Roman a fost Neamț... reprezentat de o femeie, blonda de la PSD Roman. E vorba de Oana Bulai. Lucrurile, dacă vorbim la nivel de... Dacă vorbim la nivel de... Am râs că era cu blonda de la Cotroceni și dacă ați spus acum și blonda de la PSD.
bine, să poartă culoarea asta părului, ce că aduce succesul la unele femei. Numai eu m-am nimerit greșit oarecum, n-am nicio tentă de nu că și eu am renunțat tocmai pentru că se pare că numai în anumite direcții merge, dar trecând la lucrurile serioase, la nivelul PSD Neamț, lucrurile deocamdată par bine ținute în fruct de Ionel Arsene. A avut grijă că atunci când a candidat să o facă singur. Și, ca și Dragnea, pe același sistem. Da, pe același sistem. La tineri s-a întâmplat exact la fel. Oricine a avut o intenție de a candida împotriva președintelui TSD Neamț sau președintelui PSD Neamț a fost blocat în toate felurile posibile și a fost niște șicane care arată clar că nimeni nu-și dorește o competiție adevărată în cadrul partidului și că e bine să fie așa, totul cu mână de fier și toată lumea să spună la comandă să trăi șeful. Bun, da, asta se întâmplă în PSD în general și la nivel național și să ne aducem aminte de momentul alegerilor în PSD Roman, când cei care fostul grup acum pe la UNEPR sau pe unde mai sunt cei care au îndrăznit împotriva senatorului Ioan Chelaru să se ridice când știau că trebuie votat un anumit candidat și anume Vasile Balcan, au plecat sau au fost excluși. Hai să spunem că au plecat cu Deasila din partid sau cu Deamila. Da. Așa se întâmplă în PSD și nu numai în PSD, pentru că avem exemple și de la alte partide unde bun, un singur om dictează. Uităm, să nu uităm episodul Viorel Stan, care a fost președinte doar o săptămână. O săptămână și aici aș lega iarăși că este știut că în PSD Roman Viorel Stan este omul senatorului Chelaru, iar între timp am văzut că cam toți oamenii senatorului Chelaru au fost marginalizați. Și cine a mai rămas acum? Dacă au plecat oamenii senatorului? S-au întors fii risipitori. Vorbim aici de fostul primar Cărpușor, de șeful lui de campanie Vali Luncanu, de Oana Bulai, tocmai trecută, despre ea discutam, tocmai trecută din tabăra pedelistă în cea PSD-istă. Da, sunt niște nume care au fost în politică, în PSD, care au revenit după mulți ani și care promit că reprezintă schimbarea. Acum depinde de alegători, că tot vorbim că este un an electoral important, depinde de alegători dacă ei vor fi convinși că acești oameni reprezintă schimbarea. La ultima conferință de presă la Roman, din câte ne amintim, președintele PSD Roman, Dan Manoliu, ne-a vorbit, dar ceva mai voalat despre acel proiect care urma să fie lansat peste două zile la Piatra Neamț. De aceea, găselnița, proiectul PSD îți dă puterea. Aș vrea să discutăm aici un pic. Cam ce părere aveți voi? Mie mi se pare cel puțin o găselniță. Eu nici nu știu despre ce este vorba la modul concret, pentru că a fost lansat cumva în perioada sărbătorilor și am fost și o perioadă deconectată, să zic, un pic mai relaxată decât de obicei și chiar nu am Îți spun eu pe scurt, pentru că eu am primit, nici eu n-am urmărit, că și la mine au fost sărbători. Cred că nimeni n-a urmărit politica în aceste zile și poate au făcut mai bine, dar am primit un flyer în cutia poștală și de acolo. Da. Bună, multă vorbărie, așa că ideea concretă este că pe acel flyer pe care îl poți depune la sediu PSD, poți să propui un nume de consilier local, ți se permite și să motivezi alegerea făcută, dar este interesant că pe acest flyer făcut pentru PSD Roman zice că proiectul este gândit, conceput și inițiat de Ionel Arsene, de președintele PSD, deși înțeleg că este un proiect la nivel național. Găselnița este de nivel național. În fine, Romașcanii până la urmă da, pot propune ideea. Și nu numai Romașcanii, și locuitorii fiecarei localități. Nu, în pentru parte. Fiecare în parte, vorbind de Piatra Neamț, nu o să propună un consilier pentru Roman. Interesul lor este să-și aleagă un reprezentant pentru propriul municipiu. Ideea este alta, că acolo eu dacă îl pun pe Laurențiu Leureanu sau pe un om, pe Sorin Cazan de la un alt partid, ce se întâmplă cu... Și foarte mulți oameni îl propun ca să fie candidat din partea PSD-ului. Și nu cu curea intenție. Pur și simplu, eu consider că este un om de o bună valoare. Sau găsesc din greșeală, fără să știu că vecinul meu, pe care îl admir, că este un bun gospodar, nu e din PSD, e din alt partid. Ce trebuie? Să se mute? Se mută la PSD? E obligatoriu? Adică sunt câteva lucruri pe care eu nu le-am
reținut, nici nu știu dacă ele au fost explicate public atunci în conferința de presă de la Piatra Neamț. Da, dar la Piatra Neamț au fost explicate. A, păi și care este explicația? Dacă, explicația chiar dacă e de la... este că vor să facă tot ceea ce am mai auzit și la alte parte, o PNL? Altfel de politică. Bun, dar pun un membru PNL pe o lista PSD-ului? Asta n-au explicat. De asta eu spun că mie mi se pare o campanie de imagine clară și că, până, deși i-am văzut foarte mulți membri până la urmă, ideea în sine e ok. Ideea în sine este în regulă. Eu pot să o propun, de exemplu, pe Teo, că am văzut-o că este implicată, că îmi place de ea și vreau să o propun consilia local. Până aici este ok. Dar trebuie să mai vrea și Teo să intre în partid. Dar nu știu dacă trebuie neapărat să și intre în partid. Asta e o altă întrebare. Dacă Teo este obligată... Nu a fost lămurită. Păi, de aia spun, sunt foarte multe întrebări care nu au în momentul acesta un răspuns. Și plus că centralizarea se va face tot la PSD, nu? Și atunci de unde știu eu că... Uite, punem pe Neamțul pe Facebook să strângă 100 de prieteni care, să știu eu, sigur că au ales-o pe Teo pentru... ca și propunere. Și ce o să zic, că Teo era ultima pe listă și n-a mai avut loc? Eu ieri când am pregătit... Adică te referi la lipsa de transparență. Da, adică până la urmă tot ei numără, știți? Și Dragnea numără voturile, da. Sau blaga, adică... Și e vorba de ceea ce spuneam, această... Bun, ideea dacă ar fi corectă și dusă până la capăt... Campanie de imagine, da. Nu, ea ca și idee mie mi se pare bună și genială, indiferent că este găselniță sau nu. Da, dai voie oamenilor să-ți aleagă ție lista de partid. Dar în realitate știm că listele de partid se fac cu anumiți oameni. Cu bani, cu... Bun, și Ionel Arsenie a precizat că el va aduna toate aceste propuneri care vin de la toate organizațiile din teritoriu și semnătura finală va fi a lui. Bine, vor fi dezbătute în biroul politic local, după aceea în cel județean, și ajungem tot acolo de unde am plecat. Ar trebui să fie o carență foarte mare și o criză extrem de mare într-o localitate, astfel încât să se meargă doar pe propunerile celor care vor răspunde acestui proiect. Ieri am încercat, când m-am pregătit pentru emisiune, am încercat să intru pe site-ul PSD-ului. Doamne, de la Roma. Doamne, dar m-am urât cu PSD-ul ăsta. Mai avem câteva, da? Okay. Două lucruri. Asta și am vrut să văd dacă tot ceea ce s-a lansat atunci, vorbim în conferința de presă de la Roma, cele două proiecte, cine este candidatul la primăria Roman, eu n-am găsit niciun, că ei trebuiau să adune din stradă, a fost o poveste cu acele corturi, cu asta și trebuia să adune. Păi corturile nu erau pentru proiectul acesta cu... PSD, da, și dar voi online trebuie să se răspundă și la întrebarea cine este, da, candidatul PSD. Da, și s-a câștigat doamna Mihaela Ion, care, din câte știu eu, e tot membru. Uite, PSD. Uite, asta nu știam. Dar nu, n-au publicat pe site. De asta au publicat și pe găsit. Site și pe Facebook. Am văzut, asta am văzut. Nu... N-ați fost la... Atent. Și ca să nu spuneți că numai de PSD, nu pun, da, punct, da. Asta vreau, aș vrea să mai discutăm. Eu aștept în ce subiectul măsură, Sorin Cazan. În ce măsură credeți că accidentul Manoliu poate însemna sfârșitul carierei politice a lui Dan Manoliu, deși dumneavoastră am înțeles că a declarat că nu va demisiona din nicio funcție politică. Bine, a fost un accident tragic, o nenorocire. Bine, tragedia nu poate fi contestată cumva. Rămâne de văzut de ce n-a avut control asupra mașinii, pentru că nu s-au găsit la fața locului urme de frânare, dar totuși vorbim de o faptă săvârșită din culpă, adică fără intenție. Și având păi, în vedere... Dar din culpă nu înseamnă fără intenție. Ba da, doamnă, ucidere din culpă, ucidere este o faptă săvârșită fără intenție. Domnul Manoliu are dosar penal acum pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, da? Deci și este o faptă săvârșită fără intenție. Adică dumnealui nu s-a urcat la volan în dimineața aia categori, și a zis că eu azi omor un om. Nu, deci este o faptă săvârșită din culpă, adică fără că intenție. Că și-a pierdut, da, pentru că nu-și explică cum de și-a pierdut. O să decida anchetatorii ce și cum. Cert este că vorbim totuși de o faptă săvârșită fără intenție de un șofer. Dincolo de faptul că el este un politic, el a săvârșit fapta în calitate de șofer, de conducător auto. Din păcate se poate întâmpla oricui. Cine are permis știe foarte bine cum sunt drumurile și cât de greu. Nu exclud că e posibil ca, nu știu, 30, 50, 70, 80% domnul Manoliu să fie vinovat.
de producerea accidentului. Dar vorbim totuși de o faptă săvârșită și... fără intenție și atunci e mai bine să așteptăm și rezultatele... ceva de ordin medical, cum a spus dumnealui. Să așteptăm rezultatele anchete. Eu știu, din păcate, un fost demnitar care la 3 zile după un accident gonea prin Tulcești, prin localitate, cu aproape 100 de km la oră, m-a depășit într-o mare viteză. Te refer la Gheorghe Lazar? Nu mă refer... George. Eu mă refer la un om care știu sigur că a fost implicat într-un accident mortal și la 3 zile după aia omul conducea într-o mare viteză. Dosar penal, în schimb, domnul Dan Manoliu va avea. Are deja. Păi da, are deja, iar cu un dosar penal este mai greu un pic să candidezi, dar asta este o altă poveste. După cum am început cu retrospectiva pe partea politică, cred că se termină emisiunea numai prin politic. Și numai terminăm politic. cu PSD-ul. Mai, da? Mai sunt și alte partide. PNL-ul. PNL-ul, care este un partid important și interesant prin această fuziune cu PDL-ul. Acum este mai mare, mai vizibil și să sperăm că va ieși ceva bun din chestia asta. Acum nu știu care sunt punctele de vedere ale celor care, să zicem că... simpatizează de felul lor, prin natura lor, cu partide de dreapta. Oricum, dacă vorbim în plan local, a avut ceva chinuri ale facerii PNL-ul la Roman, ținând cont de o perioadă destul de lunguță, când independentul Leoreanu a început a să fost fie curtat. Păi, nu trebuia să termine PNL negocierile. Și în sfârșit, când a fost și o lungă perioadă în care își susținea sus și tare independența. Dar la un moment dat n-a exclus că va ajunge în partid. Cât de previzibil era această mișcare pe care urma să o facă Leoreanu și gruparea sa? Păi nu știu, că în PSD nu se mai putea întoarce. Nu era loc în momentul acela, iar... Da, da, era loc în PRM-ul lui Băsescu. În PMP-ul lui Băsescu. PMP-ul lui Bun, Băsescu. Da, dar după alegerile prezidențiale s-a cam văzut ce a putut face PMP-ul lui Traian Băsescu și nu... Și nu intrase încă... Nu, dar să fim realiști, negocierea s-a dus în primul rând, din punctul meu de vedere, în ceea ce îl privește pe actualul primar și echipa sa, pe faptul că ai nevoie de un partid în spate ca să obții niște fonduri de la guvern și atunci nu te duci la un partid indiferent de câtă încredere ai în doctrină sau cât de mult îți plac oamenii din PMP și ce datorie ai tu de plătit sau o ei sunt datori către tine, ci trebuie să te duci într-un partid care are șanse reale de a ajunge la guvernare. Iar PNL cu PDL, fiind un partid mai mare, cum spunea și Teo un pic mai devreme, nu la fel de mare cum este PSD-ul, dar oricum 15% cât avea PDL-ul cu încă 20% pe... Iese un 30. Da, iese un 30, mult mai apropiat de 40-ul lui PSD-ului. Deci mișcarea a fost una bună. În schimb, destul de periculoasă din punctul meu de vedere PNL cu PDL. Periculoasă nu în ceea ce îl privește pe actualul primar, pentru că până la urmă Iohannis a ieșit președinte și s-a văzut că lumea față de PSD, cel puțin la nivel național, au avut chestia asta de comunism și o etichetă de care vor scăpa cu greu, chiar dacă a plecat Iliescu, dar se pare că a venit Dragnea și ar de întoarcem la PSD. Da. Și cinstit vorbind, romașcanilor puțin le pasă cât de băsist a fost Leoreanu sau cât de udrist, apropo de legătura cu Elena Udrea. De băsist, cred că le-a apăsat oarecum, pentru că oamenii au avut de suferit de pe urma unor măsuri pe care guvernul PDL și l-a asumat. Eu, de exemplu, personal n-am avut de suferit în urma lor, dar cred că erau necesare. La nivelul așa pe care l-am văzut eu, la un moment dat era necesar să se întâmple ceva, dar fiind faptul că n-am ajuns în situația Greciei. Și vă spun de la nivelul meu mic, nu știu, nu am informații macro, dar mi-aduc aminte de Victor Ponta și revin când venise la Hanul Răzeșilor, cred că la niște alegeri pentru deputatul Liviu Harbuz. Și spunea că atunci când vor ajunge la guvernare, vor tăia toți angajații ăștia pe care și-a adus PDL-ul și a pus o grămadă de funcționari într-o grămadă de posturi și pe o grămadă de pile. Și spunea, domnule, de la 100.000 de bugetari o să ajungem la un număr de
70.000, dar care să fie conform cu realitatea, că nu vrea nimeni să dea afară bugetari. Dar eu am văzut și inclusiv în administrația de finanțe, unde mă doare cel mai tare, unde tot omul care se duce să plătească o taxă și vrea să fie corect față de stat, trebuie să stea la coadă, la cozi, care sunt interminabile și vorbim de agenți economici, de oameni din agricultură care se duc și ei să dea 10 lei, cât au de plătit la stat, și mi se pare de o nesimțire cruntă faptul că există o singură casă. Deci o doamnă îți scrie foaia și o doamnă încasează banii. Când ești în ultimele zile din an și tot poporul vrea să fie corect cu statul și să nu... Bine, dar asta nu, este cauzat de faptul că nici PSD, odată ajuns la putere, iată că ne întoarcem la PSD, nu s-a ținut de cuvânt să aducă... Sunt primării să reducă care... deficitul de personal din societățile... Surplusul de personal. Că, nu știu, dar după sunt, ce nu, se sunt tăia primării, atât, sunt primării care pot funcționa cu doi oameni. Toate sunt în deficit de cadre. Dacă te duci și întrebi în mediul rural, toate o să zică nimeni că are prea mulți angajați și că stă foarte bine. Dar dacă te duci într-o primărie și vezi că jumătate din zi se bea cafea și se mai bârfește pe ce a zis unul sau altul pe la televizor și eventual la sarcina amantei lui Borcea, atunci da, îți dai seama că oamenii aceia ar trebui să muncească mai mult, să fie mai eficienți sau că ar trebui dați afară. Sau din 5 să rămână numai unul. Care muncesc. Bun, eu zic să vedem rolul lui Sorin Cazan și aici ai zis că abia aștept să discutăm în PDL, pentru că iată că Sorin Cazan a ținut neapărat să se întoarcă într-un partid politic și primul lui popas a fost ca președinte al PDL Român la vremea când copreședinte era Liviu Brătescu, cel cu aflat pe contrasens cu Elena Udrea. Acum a fost așa Liviu Brătescu, o perioadă de președinte. Liviu Brătescu și după aia a venit Sorin Cazan, a venit cu senatorul Nazare, Țapu Nazare a venit și a spus că noi facem la Roman și noi ne organizăm și a fost tot o perioadă sportiv, de, nu știu, 3-4 zile, că la un moment dat, când am primit vestea că se schimbă, nu mai știam ce să cred, zic că o fi 1 aprilie și am rămas. Dar lucrurile s-au rezolvat până la urmă, acum clar, PNL-ul și PDL-ul de la Roman este condus de Laurențiu Leoreanu. Acum da, dar de ce n-a rămas, cât de omogen Cazan și nici cât a fost președinte la PDL și copreședinte la PNL, n-a fost niciodată, se plângea că n-a fost niciodată invitat de Liviu Brătescu la birou, a cerut cheia sediului, nu i s-a dat. Este Sorin Cazan? Sorin Cazan era președinte, era copreședinte, venise și Liviu Brătescu era la Iași, era mai greu până ajungea să-i dea cheia, să împartă. Bine, și venise așa din ant, pentru că Liviu, de Sorin Cazan și știam cu toții că nu e în PDL și deodată ne-am trecut că el în PDL. Și în câteva zile, da. De fapt, ca să și în câteva zile ne-am trezit cu el că e copreședinte, dar prin votul cui? Prin cine? Încrederea cine l-a recomandat? În spate o avea Cazan. Adică copreședintele la Piatra Neam, domnul Dragan. Că dumnealui și-a dorit. Are el a fost aranjamentul. Și potențial financiar. Și e clar că de asta a fost preferat, să spunem, da? Pentru că cine vrea să vină să facă politică de la un anumit nivel încolo, trebuie să bage bani. Și se vede că domnul Cazan și-a dorit foarte mult să se întoarcă în politică. Probabil că el consideră că e șansa lui. V-a uimit plecarea lui și intrarea într-un partid? După mine este extremist partidul, dar naționalist oricum este. Pe mine nu mă surprinde nimic la domnul Cazan, nici chiar reacția dumnealui personală către mine când m-a certat pentru faptul că i-am întrebat pe Romașcan pe Facebook dacă ei consideră că partidul PRU este Partidul România o schimbare, o alternativă, având în vedere că domnul Cazan a trecut prin foarte multe partide politice de-a lungul vieții sale. Nu este doar lui specific aviatorismul politic. A, nu, dar n-am spus că doar lui. Am spus atunci că eram la conferință. Eram la conferință și pur și simplu a fost momentul. Nu asta, faptul că a mai fost traseist încă o calitate în plus. Da, nu, deci cuvântul acesta de traseist nu se pare că este foarte deranjant pentru unii politicieni, dar din păcate acesta este adevărul. Fie că ne place sau nu. Că la Roman acest partid România Unită, eu totdeauna te stau să mă gândesc să nu greșesc cumva dezabrevierea,
e pe val și a dus lângă el un ofițer de securitate foarte cunoscut, vorbim de Stejarel Dimitriu, ca secretar general al partidului, restul mai puțin cunoscut. De la nivel național? Cine... Domnul Diaconu, Bogdan Diaconu. Bogdan Diaconu are chiar și o carte. Partea cea mai neplăcută pentru noi ca cetățeni, și acum eu sper că romașcanii vor fi mai înțelepți decât alții, este că în momentul în care tu ești dezamăgit de PSD, ești dezamăgit de PNL, ești dezamăgit de Iohannis, Cioloș n-a apucat să demonstreze nimic, doar faptul că nu îi impune obligativitatea plății CSE-ului pentru persoanele care n-au venituri. Am văzut că a dat... A dat aseară purtătorul de cuvânt Dan Suciu a dat o declarație în acest sens și ceva normal până la urmă, că erau aberații ce adoptase PSD-ul înainte. Deci sunt foarte puțin pașii pe care i-a făcut guvernul Cioloș ca să poți să-i faci o un fel de evaluare, da, privind din afară. Nu prea ai cum să faci, pentru că e și plus puțină vreme. Pe materialul PSD-ului, ca să fim... Exact, deci nu a avut. El a venit cu proiectul de buget, n-a putut să facă foarte multe, pentru că lucrurile erau deja trasate în linii mari. Nemulțumirea asta față de partidele clasice dă o șansă partidelor mici, dacă aceste partide mici reprezintă extremismul sau reprezintă o politică ce pe termen lung este dăunătoare țării, atunci, da, avem o problemă. Să fie dăunător naționalismul excesiv al acestui partid? Eu nu spun numai de PRU, spun de faptul că există posibilitatea ca acum să se ridice partide mai mici, dar care să aibă o doctrină care pe moment să ni se pară cea mai bună soluție, dar care pe termen lung să ne afecteze foarte tare. E, dar cine citește doctrinele? Că eu sunt sigură că dacă mergem într-un partid și poate și prin consiliere local, dacă am dat așa buzna un pic și am întrebat despre doctrina partidului din care fac parte, cred că s-ar lăsa cu o mare liniște, că mai mult decât suntem de dreapta sau de stânga și solidaritate și demnitate și plus valoare, nu cred că știu exact despre nu, ce dar s-ar putea vorba. Să aibă unul o idee, ceva de genul femeile să nu mai lucreze, că trebuie să stea acasă să facă copii și s-ar putea ca acea persoană să fie, e suficient să fie corect, o persoană care să creadă în ideea asta și să o ducă până la capăt și după aia te trezești cu o lege de genul că femeile nu mai au voie să lucreze ce trebuie să stea să facă copii. Nu știu, mie îmi place cu cincinalul sau poate ar trebui să facem proiecte pe 10 ani măcar sau nu știu, am zis un an, dar ne băgăm numai bani în agricultură și facem sistem de irigații, facem aia. Anul viitor băgăm bani numai în sănătate și nu știu, cred că lucrurile ar merge mult mai bine. Că așa fiecare guvern de tehnocrat sau de altă culoare politică care o să vină cu propria lui doctrină și propriile lor proiecte și abandonând-o pe cea anterioară. Și bineînțeles că preluăm și tot așa și ne jucăm și spunem că în România... Mă întrebam în contextul discuției noastre care este șansa unor partide de genul, am căutat mult pe foaie să-mi amintesc cum se cheamă, Uniunea Creștin-Democrată din România cu Gheorghe Dochița la Neamț. Este acel partid apărut în Ardeal. Eu cred că în Ardeal va avea oareși ce succes pe anumite localități, pentru că acolo este bazinul electoral al acestui partid. A venit odată la voi la emisiune, domnul Dochița, a mai venit odată la noi la Roman 24. În Moldova nu cred că va avea succes. În Moldova nu cred că va avea succes. Nici de el, nici de partidul. Eu nici n-am auzit de partid. Eu l-aștept pe acela lui Gigi Becali cu biserica. Mie mi se pare aberant. Eu sunt curioasă ce succes va avea partidul Monicăi Macovei, pentru că am văzut că în vestul țării lucrurile au început să se organizeze un pic. Da, dar nu se prea mișcă. M10. Dar în Moldova la fel. Mă rog, aici depinde de tipologia. Deși de mentalitate. Deci a avut ceva. Noi domnul Adrian Niță cu M10? Teoretic da. Nu știu dacă au avut activități sau ceva, dar teoretic dumneavoastră. Știu că la colectiv atunci la proteste a fost o discuție, da. Care a fost la sport, da. La Piatra Neamț. Da. Întorcându-ne din nou la PNL, nu vi s-a părut că alegerile de la femei și de la tineret s-au desfășurat așa într-o grabă extraordinară? N-am văzut așa scurte întruniri, scurte conferințe de alegeri, făcute amândouă într-o duminică. Era tot timpul alegerile, era indiferent de partid. Într-o sâmbătă. Și era înainte de Crăciun și toată lumea se grăbea acasă să-și coacă cozonacul. Adică... Însă foarte multă lume, ce m-a impresionat, foarte multă lume și foarte disciplinată lumea la PNL. Păi m-am așa sunt într-un partid, când... soldăței. De... M-am și întrebat educați, când a reușit domnul Leoreanu să adune atâta lume. Bine, majoritatea erau dintre cei din fostul PDL.
bună parte din, și din PNL. Am văzut aproape toți președinții și administratorii asociațiilor de proprietari din Roman. Adică... Ca de obicei, da. Când erau alții la putere, erau acolo, da, și dumnealor. Ei nu prea pleacă din sala aia, știți? Așa, indiferent cine se perinde la pupitru. Am mai văzut o serie de salariați de prin instituțiile adecente. Oamenii. Păi și e genul de oameni care atunci când pui mâna pe telefon și sun, e imediat... Bun, așa se face în fiecare parte, doamnă, nu-i numai la PNL. Nu-i bine să sari din cuvântul... După ce am trecut în revistă toate partidele astea, ar trebui să... Am vorbit de UNEPR. N-am vorbit de UNEPR. Haideți, vorbim de UNEPR. Și el a avut așa un avânt revoluționar prin octombrie, când a absorbit PRM-ul la Roma. Nu știu, habar n-am ce s-a mai întâmplat în restul județului, dar de atunci nimic. Domnul Iacoban n-a mai... Domnul Iacoban spune că el este prea mic pentru ce se întâmplă la nivel național și că el trebuie să-și vadă de treaba lui. Mie poate domnul Iacoban îmi place din punctul ăsta de vedere, că e conștient că, băi, până aici mă întind, că până aici mi-e plapuma politică. Da, dar la mai departe, oricum, nici nu-i convine să facă prea mare val, pentru că domnul Oprea acum e într-o mare criză de imagine și să sperăm că lucrurile se vor rezolva favorabil pentru noi cetățenii. Nu, cred că nu va uita lumea, pentru că într-un fel sau altul tragedia prin care a trecut voluntar sau involuntar este legată de colectiv și atunci memoria colectivă... Păi de asta spun, că pentru cetățeni să se rezolve favorabil, nu pentru dumnealui, că eu știu că dumnealui și-ar dori să se uită totul, să se aștearnă praful. Vreo două săptămâni înainte de accidentul de la colectiv s-a petrecut tragedia, accidentul acela cu polițistul. Da, sunt, apropo de politicieni, și nu vorbim numai de Gabi Oprea, că nu este singurul care are coloană oficială, până și cei de la biserică, preasfințitul, cum e Daniel? Prefericitul. Așa, prefericitul Daniel și el are coloană oficială. Adică, dacă ai ajuns acolo un pic la București și vrei să nu stai la semafor, că doar, Doamne ferește, să mergi cu metrou sau cu troleu, te urci frumos într-o mașină, chemi poliția, ca și cum ai fi la Roma și îl sun pe Daniel Cazacu de la poliția locală și spui, treci-mă și pe mine pe centru, că mă grăbesc să beau un șpriț sau să mă duc la o întâlnire secretă. Asta că nu e elicopter. Da, dacă nu e elicopter. De la MEA. Da, da. Rămânând la UNEPR, ce șanse are? Sunt multe blocuri cu bulină în București, e mai nasol, te așezi pe bloc. Aia, dar știm că deplasările prin țară cu elicopterul erau de notorietate. Ce șanse are Alina Antochi să rămână secretar de stat? Tocmai a fost schimbat. A fost schimbat când? Tocmai eu ieri m-am uitat. 14 decembrie. A fost schimbat de aproape lună de zile. Deci nu mai are nicio șansă. Poate, dar dacă să vrea cineva să-l numească Ministerul din nou. De Justiție și... Am reușit eu să intru ieri pe site-ul Ministerului de Justiție și nu găseam structura, da, să văd cine e ministru și cine sunt secretarii de stat. Văzusem ministru Elena erau... Prună, nu? Da, și... sau secretar Roxana, de stat Prună, se cheamă... Sunt doi acum numiți, unul apropiat al PSD-ului și încă unul. Și căutam Alina, am trebuit până la urmă să caut pe site Alina Antochi și nu mi-a dat niciun rezultat la căutare. Și am zis, mă, Ministerul Justiției să mai caut și până la urmă i-am găsit declarația de avere și pe cea de interese, declarațiile care erau inclusiv depuse la final de mandat. Deci certitudine este. La a fost schimbat pe 14 decembrie. La ultima discuție pe care am avut-o cu Alina Antochi, urma ca el să se ocupe de organizația de la Roman, întrucât... A UNEPR. Întrucât consilierul Andrici, care este de drept președintele Consiliului, am înțeles că este în cam în nelucrare. Deci n-ați văzut, a lipsit și de la acea conferință de presă din octombrie, ni s-a motivat că ar fi plecat unde, după aceea intrarea soției sale. Nu, acolo e soția lui. Ei, și ce? Așa a și ajuns. Oficial, dumnealui este în UNEPR, neoficial. Acum că vedem că și domnul viceprimar e un UNEPR, nu? Dacă da, mă duc bine minte, da. Din echipa pe L-am văzut și la conferințele de alegeri ale Partidului Național Liberal, că era pe acolo și dumnealui. Deci... Poate vrea să învețe mai mult de la cei din PNL, dat fiind faptul că... Bun, dar că... haideți să ne întoarcem la conferința de presă din octombrie. Noi l-am întrebat atunci pe domnul Iacoban ce se întâmplă cu viceprimarul de la Roman și ne-a răspuns că nu l-a considerat niciodată membru UNEPR. Și atunci m-am întrebat... Nu, dar i-a plăcut, a zis că e băiat bun și l-a păstrat. Da.
pentru că dacă până la urmă, dacă un EPR-ul dacă i-ar fi ridicat sprijinul, da, atunci lucrurile stăteau asta altfel. Asta este, da? Clar că e o înțelegere. Între primar și președintele de Consiliu Județean. Oricum, de acum cei care nu sunt contează, pe funcții, da, pot să facă schimbări în ceea ce privește partidul. Cu 6 luni înainte de alegeri au voie nu să schimbe barca nimic, da, fără niciun fel, da, de consecință. Mai, se mai întâmplă. Dacă nu i s-a întâmplat poate nimic, ar putea acum să depună, nu știu, să depună o adeziune. O adeziune, care, da, la PNL. Care măcar sunt să fie șansele române la un EPR? Care sunt șansele domnului Iacoban de a mai lua un mandat la Consiliul Județean? Mie mi se par minime. Depinde cine se va mai bate pentru această funcție, având în vedere că acest președinte de Consiliul Județean va fi ales prin vot indirect la mica înțelegere a celor 33 de consilieri. PSD-ul aruncă, este clar că l-aruncă în luptă pe Ionel Asene. Nu, important e cine are cele mai multe voturi și ce alianță se face la nivelul forului legislativ județean. Depinde cine, pe cine convinge. Bun, dacă tot am terminat și cu UNEPR-ul, cred că cam acestea au fost partidele politice active, da? Cele care mai fac câte ceva, ce mai la nivel local. Mai așteptăm pe domnul Becali, asta am zis. Nu, da, da. Avem și mai avem de ALDE de discutat, ALDE la Neamț. Da, nu știu dacă la Neamț nu prea a existat ALDE să facă ceva. Dar deci, după ce s-a făcut fuziunea, domnul Ursărescu, retragerea. Domnul Ursărescu să lăsăm și să rezolve problemele la Înalta Curte și după aia am terminat cu partidele politice, administrația cred locală. Că ei nu pe noi, da. să sperăm că nu o să ne termine ei pe noi. Administrația locală înseamnă pentru un cetățean de rând înainte de toate primărie, pentru că la primărie te duci și îți plătești impozitul, la primărie te duci când ai nevoie de o autorizație, de un aviz și așa mai departe. Și tot la primărie te lovești și când, nu știu, vrei să te muți, să schimbi domiciliu, să... Nu așa comunală este primăria de obicei, pentru că oamenii, asta îmi place și spuneam zilele trecute, doamne, nu mai cereți mărire de salarii primarului și locuri de muncă primarului, că în principiu nu este treaba lui, dar pentru asta cred că trebuie să mai creștem. S-au făcut investiții, dacă mi-aduc aminte, anul trecut în Roman, dacă la nivel național s-au tăiat tot timpul banii de la investiții, slavă Domnului că pe la Roman am avut microhidrocentrala pusă în funcțiune. Noroc de fondurile europene, că au venit și tranșele finale pe multe fonduri europene și atunci banii aceștia au putut fi utilizați pentru altceva, pentru că plățile fuseseră deja făcute pe unele chestii, inclusiv pe microhidrocentrală. Corect. Constructorul fusese plătit și când au venit tranșa, după ce s-au și judecat, adică au fost niște discuții în instanță cu Ministerul Administrației Publice. Statul se fură întotdeauna pe stat, nu știu cum. Și, bine, lucrurile au ieșit ok pentru Roman în instanță, dar, mă rog, a fost un timp care s-a pierdut și dacă nu existau acei bani, da, ca să fie dați constructorului, sau și mă gândesc constructorul acela cum ar fi plătit salarii, taxe, impozite și mai departe. Nu, de fel în faliment, cum s-a mai întâmplat și cu alte firme care au stat la... Toate au fost capete de proiect, inclusiv mie cea mai mare realizare asta mi s-a părut cea de la Strand. Da, nimeni nu se aștepta. Gura tânărului. Chiar nimeni nu se aștepta, da, să aibă acel succes pe care l-a avut. Nu, da, și nimeni nu se aștepta să arate așa. Adică noi acum am văzut niște proiecte. Întrebarea e cum arată acum. Eu sau cred acum, că arată acum bine. Arată închis, dar cum s-a păstrat, nu s-a păstrat, asta era întrebarea noastră atunci. Eu cred că s-a păstrat pentru că am văzut pe final când sau au fost s-a reparat dacă da, s-a stricat câte ceva. Oamenii au fost angajați acolo, doar până la urmă nu, suntem Romașca, nu am fi noi sălbatici, dar nu chiar din vestul sălbatic și am văzut că lumea mai cu de drag, mai cu de asilă, mai cu poliția locală în spinare, au început să învețe că nu poți să faci pipi în bazin, că nu trebuie să tragi de toate ușile de pe la dulapuri să le smulgi când poți frumos să le deschizi cu cheia, nu trebuie să dai cu piciorul în chiuveta de la baie. Și cert este că așa cum arată încasările de anul acesta, se va amortiza mult mai devreme decât era preconizat. Nu știu că profitul nu era așa de mare din ce mi-aduc eu aminte. Nu, profitul nu era mare, dar e foarte important că și-au scos banii, pentru că vorbind cu niște investitori privați care au piscine din alte zone ale țării și chiar înainte de a se face acest proiect la Roma, fără legătură cu proiectul, am aflat de la ei că e foarte costisitor să ții o piscină deschisă, pentru că toate acele soluții
soluții pe care tu le folosești ca să curezi piscina și să menții apa în regulă și așa mai departe, sunt extrem de scumpe. Și atunci, dacă această direcție își scoate, care se va numi Sport Club Municipal Roman, își va scoate banii și va ieși pe zero, zic că tot va fi un mare câștig pentru oraș. Chiar dacă nu va fi profit să amortizezi, practic poți să ții nu poți să amortizezi o investiție de genul acesta niciodată. Îți bani cheltuiți. Era 5 ani preconizată, din câte mi-amintesc eu. Bine, amortizarea e făcută așa, dar nu asta e important. Important e că se poate menține fără o cheltuială în plus din bugetul local, cum sunt, de exemplu, cele 3 centre sociale unde tot trebuie să investești. Adică ele nu pot funcționa de unele singure pentru că săraci nu pot să vină cu bani să plătească masa de la cantină sau cei de la azil, într-un fel sau altul, nu achită absolut nimic de acolo. Stăteam să mă gândesc dacă am mai putea discuta despre ceva, o altă investiție, așa, care să ne fi luat fața, cum spuneați voi. Bun, nu poți să faci în fiecare zi investiții care să ia fața... Eu cred că și microhidrocentrala a fost o investiție de mare impact și pentru cei care cunosc un pic domeniu, am auzit cuvinte de laudă, mai ales când m-au sunat cei de la... au fost un telefon de la o companie privată și m-au rugat frumos să le dau un număr de contact de la primărie pentru că voiau să vină cu niște tineri, elevi sau studenți, ceva de genul ăsta, să vină să viziteze obiectivul pentru că, din punct de vedere tehnic, nu se mai găsește foarte aproape nimic asemănător și ar putea să vină în vizită de studiu. Pilot, da. Și mai sunt câteva în țară, dar nu pe administrație locală. Nu pe tehnologia aceasta. Sunt făcute ceva mai înainte. Și atunci au venit în vizită de studiu să vadă efectiv cum a fost aplicată tehnologia, care este eficiența acesteia și așa mai departe. Acum, cât de eficientă se va dovedi după ce se va trage linie, nu știu, cel puțin după 2 ani de funcționare, asta tot specialiștii vor trebui să spună. Acum, eficiența îi va fi mărită după ce anul acesta am înțeles că se amenajează și malul. Nu, eu vorbeam la eficiența microhidrocentralei. Propriu-zis, adică... Dacă nu stai că Moldova... Cu EON-ul, a rezolvat, am înțeles, și cu... Cam greu și acolo, apropo de birocrație. Păi și e de interesele. Foarte dificil să renunți la anumite privilegii pe care tu le-ai avut atâția ani și lucrurile s-au schimbat în piață între timp. Acum s-a trezit și ANRE-ul, domnul Havrileț s-a trezit lunea lui din somn și a dat seama că, ups, oamenii din România au fost furați niște ani cu acte în regulă. Haide să facem și noi ceva. Cam târziu, dar... în fine. O să vedem la prima factură. Oricum e clar că scade per total costul, pentru că este și scăderea impusă de ANRE plus TVA-ul, care e mai mic. Deci scăderea va exista și va fi una reală. O parte din certificatele. Dar noi timp de atâția ani am plătit niște costuri prea mari pentru serviciile care ni s-au oferit. Bun, rămânând tot la microhidrocentrală... Să nu uităm de câte ori am rămas fără lumină. Rămânând tot la microhidrocentrală, cam cum vedeți amenajarea palezei? Păi să văd măcar o tentativă de proiect, adică să vedem de despre ce... De... Bun, că n-am vorbit, dar trebuie să și vedem. Știți că orice om privește mai curând desenele decât ce scrie. Să vedem ce o să... Adică, nu știu. Eu cred că este o investiție importantă în măsura în care se pot obține niște fonduri nerambursabile. Nu cred că ar trebui ca Romanul să cheltuie banii pe așa ceva. Bun, și atunci despre ce alt proiect am putea vorbi în 2016? Nu, faleza n-ar trebui să fie numai componenta asta, pentru că dacă o luăm așa că este o pistă de biciclete care merge de la fosta groapă de gunoi și până la Kaufland și mă plimb eu, mă trag cu bicicleta și mă mai prind de mână cu prietenul, nu te încălzește, nu-i ca la strand unde aveai un grătar, aveai un bazin, acolo te distrai așa să te plimbi, până la urmă te poți plimba și prin pietonal și din păcate, deși a fost făcut și arată bine, dar nu e așa de mare promenadă. Nu, el este spectaculos, dar nu e asta, la cât s-a investit și la cât mult suflet și la câte mandate au trecut ca să fie finalizat, până la urmă lumea nu s-a mai îngrămădit să mai să plimbe prin pietonal, cum o făcea de altfel în alți ani când călcai numai în îngrop. Mai e nevoie de foarte mulți bani pentru parterul 2, parterul 1, izolații acolo. Față de cât s-a investit, astea, nu mai e nevoie de foarte mult. Exact, mai terasele mai... alea tot timpul, lumea se plânge acolo de infiltrații. Bun, dar un pic de ciment și pus ca lumea acolo, da, de beton. La malul Faleza, de pe malul Moldovei, dacă revenim, aia este interesant.
interesantă dacă vine cu acel bazin lac de acumulare, cu caia canoe, cu, nu știu, ne plimbăm cu schijetul, cu bărcuțele, cu... Acolo, da, acolo vezi o activitate care să fie și de distracție, și de educație, și de sportivă, și de, de mai multe, și din care poți să scoți niște bani cu o cheltuială, bănuiesc că nu foarte, foarte mare, că acolo nu trebuie să speli apa. Dacă nu mai avem de punctat alte, astea ar trebui să ne gândim un pic la Consiliul Județean. Nu, dar mai avem acolo și drumurile din Roman, că s-au făcut drumurile. S-au făcut și o parte dintre ele, da. Cele și două ocolitoare, nu? Da, și cele, nu, mă referam la Strada Tineretului pentru că mi-am adus aminte la prima ploaie cu îngheț din decembrie. Din decembrie trebuia să cobor de pe Veronica Micle și să merg spre Tineretului, spre aia, spre magazin. Și toată lumea merge pe stradă. Pentru că acele dale, pe care cu toții ne le dorim în Piatra Neamțul, are până în ultima alee din ultimul cartier, nu sunt practicabile. Deci ele nu sunt, nu sunt bune. Deci dacă este polei, îți rup gâtul efectiv. Plus pe acele, mai pe acele dale. Plus că mai ales și la școlii numărul 1 e foarte îngust trotuar. Și nu, chiar nu era de îngust, era de faptul că pe acea porțiune când se depune polei e mai rău decât pe asfalt. Pe asfalt toată lumea mergea și am zis, doamne, am ajuns acum să regret că mi-a pus dale. Pentru că asta ți se întâmplă. Bine, au venit cei de la Rosal imediat, apoi au dat cu sare, lucrurile s-au rezolvat, dar în primele minute, primele 15-20 de minute, jumătate de oră, când s-a întâmplat lucrul acesta, toată lumea era foarte panicată, dar oamenii știau, adică puneau ușor piciorul, vedeau că pe dale nu se poate merge. Nu știu din ce motive, că pentru că până la urmă bănuiesc că sunt dale de circulat, adică n-are nimeni nicio vină, dar poate nu sunt făcute pentru, nu știu dacă și cele de pe centru sunt la fel, doar pe centru n-am avut niciodată probleme, nu am simțit, dar acolo am simțit cum fugea piciorul de am sub. Am să fiu atentă azi când mă întorc spre acum casă. Acum aveți zăpadă, e mult mai bine, e ok. Consiliul Județean? Consiliul Județean a făcut și el niște investiții și ceea ce m-a fost interesant la Consiliul Județean este că fiind așa un mandat cu deadline-ul foarte aproape, cei din conducerea Consiliului Județean și-au permis, au avut libertatea și au dat singur libertatea până la urmă să facă și niște verificări în teren și au fost făcute niște verificări care s-au lăsat și cu niște discuții și cu niște mustrări și cu niște lucruri care au fost puse la punct, ceea ce e foarte bine că se mai întâmplă chestia asta, chiar dacă au fost discuții între domnul Iacoban și doamna Arcan că o facem de imagine, că nu o facem de fapt, faptul că s-a tras semnalul de alarmă că ceva nu merge bine într-o anumită instituție, este important indiferent cine a câștigat capital de imagine sau dacă cineva a câștigat capital de imagine de pe acest urmă. Și am văzut că domnul Iacoban s-a plâns de starea căminelor de bătrâni. Bine, doamna Arcan a făcut chestia asta cu vreo jumătate de an înainte, dar după cum spuneam, acolo a fost așa o dispută între eu sunt cel care rezolvă și salvează situația, nu tu. Cea mai importantă investiție care din păcate nu este finalizată și care ne-a costat și ne costă în continuare foarte mult, este depozitul și nu depozitul, sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Neamț, care este un proiect ce nu funcționează așa cum ar trebui și care nu a avut funcționează deloc, decât pentru Piatra Neamț, nu? Nu, acum bine, de la 1 ianuarie trebuie să ducă toate localitățile, sunt obligate pentru că e o întreagă discuție pentru că acolo trebuie duse deșeurile sortate, adică ceea ce rămâne după o selectare și stația de transfer nu este deșeul. Deschisă. Păi cum se duc acolo sortare dacă asta nu funcționează de la exact. Roman? Exact. Și asta nu funcționează bine și nu e doar situația română, este și situația de la Tașca și da. Numai Piatra Neamț. De la Târgu Neamț. Domnul Manoliu spunea ca să funcționeze la capacitatea care să asigure rentabilitatea ei, ar trebui duse zilnic 4600 de tone de 4 tone 700 dacă 4600. Și nu se duc și se duc 1700. Păi se duc acum cu 1.700 pentru că nu sunt încheiate contracte cu toți operatorii, pentru că pe zonele respective nu sunt scoase la licitație pentru nu sunt scoase la licitație aceste contracte pentru managementul stațiilor de sortare și de transfer și pentru serviciul de colectare. Deci sunt foarte multe lucruri care nu funcționează în cadrul acestui proiect. Dar problema cine trebuie să le facă? Eu asta n-am înțeles. Până la urmă este treaba Consiliului
Consiliului Județean să le facă pe toate sau de ce nu dă primăriei Roman? Tu te ocupi de strația ta de transfer din partea asta sau nu primăria? Luga, nu, n-au fost date încă, nu s-a făcut licitația pentru... Eu nu înțeleg, păi da, de licitațiile astea de ce nu se fac ca să pornească acest proiect? Păi, pentru Roman, spre exemplu, dar nu, n-are importanță, n-are importanță asta. Pentru Roman a început licitația, pentru zona 2, adică pentru Roman și comunele arondate, da? Pentru zona 2 a început licitația pentru Cordun. Pentru stațiile județean o face Consiliul Județean în parteneriat cu Primăria Roman, care este reprezentantul zonei 2, da? Adică un om din Primăria Roman, cel mai probabil domnul Ioniță, că dumnealui se pricepe, va fi acolo în comisia care va deschide ofertele și va zice asta e bun, asta nu e bun, când? Asta respectă luna aceasta sau cel târziu luna viitoare, pentru că trebuie să stea pe SEAP anumită perioadă de timp, cum spune legea. Bun. Deci caietul de sarcină a fost ridicat. Da, să spunem că la 1 martie... Dacă nu sunt, dacă nu sunt contestații, pentru că această contestație de la depozitul de la Girov a blocat lucrurile pe o anumită direcție. Bun. Și acum această contestație se judecă în continuare. Să spunem acum că totul o să fie bine măcar pentru zona 2. Se semnează contractul cu operatorul. Da. Pe stația de transfer. Se semnează pe colectare și pe transfer. Ok. Și apoi... Tariful, cine îl stabilește? Tariful se stabilește prin licitație, pentru că trebuie să alegi pe cel care îți oferă serviciul în condițiile vrute de tine și la prețul cel mai bun, dar la care nu are voie... Și transportul de la Girov? Adică eu asta... Transportul de la Girov, oricum... Deci, să fie clar, ceea ce plătește acum un romașcan pentru că îi se ia gunoiul din fața porții sau de la pubela de lângă bloc, este un tarif mai mic decât cel care va exista. Deci tariful va crește. Cât de mult va crește, asta este de discutat, pentru că sunt anumiți factori care trebuie incluși, anumiți indici fixi care trebuie incluși în preț și aceia nu pot fi negociați, dar sunt și niște variabile și atunci nu putem să spunem. Da, bun. Nu putem să spunem cu cât va crește. Prețul clar va crește, că nu mai ducem la Roma, trebuie să-l ducem până la Girov. Dar va fi un preț stabilit prin licitația de la stația de transfer, da, la care se adaugă prețul de la groapa de la Girov, corect? E posibil ca prețul total să fie calculat, pentru că oricum acea taxă pentru ton. Nu, eu întreb pentru că... Nu, deci cetățeanul va plăti o singură dată pentru că îi se ridică gunoiul. Da, bun, el va plăti o singură dată, dar de ce la proiectul european pe apă avem un tarif unic? Deci indiferent că ești la Bolghicea, ești la Roman sau ești la Piatra pentru Mea. Că la, acolo s-a mers pe principiul și aici va fi unic pe toată zona 2. Pe toată zona 2, dar... Zona 2 înseamnă atunci, Romanul, nu? Revin la întrebarea. Romanul și zona Romanului. Zona 2, Romanul, ca să ia apă de la apa serv, nu există decât prin costuri de energie, așa, în timp ce Piatra Neamț poate să ia prin cădere și el plătește un leu ar trebui să plătească la apă și nu 8 ca la cât este acum, el trebuie să suporte și costurile mele de... Păi, acolo și noi la rândul unic, lor, noi la rândul nostru suportăm pentru costurile ceilalți, pentru Bodicea, pentru Horia, pentru alte sisteme care nu funcționează, pentru că la acel moment în care s-a gândit master planul 1, în care s-a proiectat master planul 1, aceasta a fost soluția găsită de tehnicieni și de autoritățile locale pentru ca investiția să fie una rentabilă. Pentru că aceste proiecte sunt făcute de cei pe care noi îi plătim cu multe zeci de mii de euro ca să fie consultant și tehnician. Să corespundă caietului de sarcini în total. Păi nu, caietul de sarcini sunt tocmai de niște oameni, de asta zic. Deci aceasta a fost soluția găsită împreună cu autoritatea de management, împreună cu cei de la Ministerul Mediului, pentru că s-a mers pe principiul solidarității. Ce avem noi aici? Un serviciu de utilitate publică, da? Un serviciu comunal la care trebuie să aibă toată lumea acces. După ce acest proiect pe master planul 1 a fost semnat în 2009, adică mult timp în urmă, între timp s-au mai schimbat niște lucruri, s-a mai schimbat și viziunea unora care a zis, băi, parcă nu merge bine așa, parcă în alte părți nu e bine. Dacă și pe atunci... mine mă costă apa 8 lei, eu trebuie să plătesc 8 lei. Dacă pe tine te costă 3 lei, plătește 3 lei. Nu, nu se putea, pentru că la nivelul unor comune, cel puțin în următoarea an, nu. Pentru că ai perioada de postmonitorizare. Mulțumesc. Și rămânem tot la proiecte europene, la ce stația de epurare. Aici am înțeles că s-au mai recuperat
Da, la stația de epurare iarăși este un lucru care nu funcționează, pentru că au zis oamenii că vai că noi în aprilie o să terminăm ce avem de terminat și sunt costuri neeligibile. Dacă ne uităm cu atenție, nu vorbim doar de costuri neeligibile, vorbim de faptul că din cauza modul în care a lucrat, sau mai bine zis, în care nu a lucrat constructorul, APA Servu, da, care este o societate cu comercială ce aparține Consiliul Județean, Consiliul Județean fiind acționarul majoritar, a pierdut niște fonduri nerambursabile. Punct. Deci. Și acesta să fie motivul pentru care a fost schimbat Uleanu din funcție. M-am întâlnit săptămâna trecută cu el și am înțeles că Uleanu nu mai este. Doamnă. Nu era constructor, el era șef acolo la stația de epurare dumnealui acolo. Că a depistat niște greșeli pe care le-a adus la cunoștința conducerii. Probabil că a deranjat undeva. Greșeli de genul, spunea că într-un loc în care ar trebui mecanic să se fi transportat acel nămol, trăgeau salariații cu grebla asta. Astea sunt și probleme l-a schimbat de pe Uleanu. Chiar spre surprinderea mea am zis că este un subiect care am să-l documentez. Bine, dacă ne aducem aminte, cred că despre schimbarea domnului Uleanu s-a vorbit prima dată cu vreun an și jumătate în urmă. Să fi fost făcut vinovat de întârziere? Pentru că a fost acolo o problemă și managerul general la APA Servu a zis că nu este mulțumit. Și domnul Uleanu a zis clar, eu nu plec de aici pentru că am un contract care expiră la nu știu ce dată și până atunci stau liniștit. Țin minte că am vorbit cu dumnealui atunci și am discutat telefonic despre și personal despre această chestiune. N-am mai stat să urmăresc în continuare subiectul, dar e clar că lucrurile nu funcționează în teritoriu. Și cine o fi director acum acolo la... Am aflat și noi, pentru că... Acum, știți, e mai puțin important cine e director la stația de epurare, atâta timp cât lucrurile nu merg, adică să fii director peste ce? Peste un șantier care nu funcționează. Deci, sunt șanse oare ca anul ăsta să se finalizeze? Anul acesta se va finaliza, dar se va finaliza cu niște costuri corecții, pe care, dacă ar fi fost deștepți, unii le-ar fi putut evita. Ce mai știm de contorizarea individuală? Că Romanul era nici în căruță, nici în teleguță. Vorbim și despre contorizarea individuală și despre alte subiecte imediat. Spuneți, doamna Flora, despre contorizarea individuală. Da. Contorizarea individuală a devenit un subiect mort din momentul în care s-a schimbat legea. Pentru că lucrurile sunt clare cu noua lege și spune clar că se permite o astfel de idee să se pună în practică dacă sunt îndeplinite condițiile de a fi toată lumea de acord, de a avea niște contori de bună calitate care să permită o înregistrare eficientă a consumului și corectă și cam asta e. Să trecem la problemele de spital. Momentul cel mai important mi s-a părut anul ăsta obținerea acreditării. Da, dar mie apropo de statul care se fură pe stat și anumite chestii, eu n-am înțeles, am încercat foarte multă lume să-mi explice, poate reușesc cei care ne privesc să înțeleagă mai bine, cum spitalul care să se acrediteze, deci vine această comisie care e a statului, nu e a mea de acasă, vine comisia care e de pe lângă Ministerul Sănătății și, da, și este obligatoriu să vină să acrediteze spitalul. Și ea cere o taxă de 4 miliarde de lei sau nu știu cât am plătit. Spoliere. Dar cum tu stat, deci eu, deci și Ministerul de Sănătății și CONASU sunt ai statului, da? Deci nu este o agenție, nu nimic. Și vin în funcție de, dacă vin 6 membri costă 4 miliarde jumate, dacă vin 3 costă 2 miliarde, dacă spitalul are o formă ovală costă 7 miliarde și dacă e condus de o femeie, costă 8, că și dacă mai e și blondă, poate și mai mult. Deci eu nu înțeleg chestia asta, de ce Spitalul Roman, bun, că trebuia să se acrediteze, am înțeles. Nu știu ce s-a întâmplat dacă nu se acredita, decât că se închidea. Trebuia să se închidă. Mai vedem lucrul ăsta, că sunt spitale în România unde umblă șobolanii și gândaci prin paturi. Și nu cred că o să se închidă niciodată, o să se găsească niște soluții, pentru că nu, soluția nu este să închizi spitalul. Soluția este să identifici forme prin care poți să ca acel spital să devină funcțional. Dar pe mine chestia m-a enervat atât de tare încât nici nu mai păsa că l-am mai obținut acreditare sau nu. Deci nu mi se pare corect ca statul să ia de la stat și foarte mulți bani și vorbim de un spital. N-a luat de la Topal sau de la o televiziune sau nu știu de la ce firmă de construcții. Deci tu iei de la un spital unde oricum
sunt atâtea nevoi și atâția pacienți și Spitalul Roman este ținut numai de, din banii Consiliului Local și al Ministerului Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate, când se deservește populația... Mai primești și de la Consiliul Județean ceva. Și Consiliul Județean, bun, pentru anumite lucruri de la Consiliul Județean, când el deservește populația 27 de comune sau câte sunt din aici, jur. Și mai fur încă o dată tu stat. Ce aici s-a căzut de acord cu recenta vizita domnului Iacoban, poate Teo ne spune mai multe despre ea, întâlnirea cu managerii spitalelor. Nu sunt foarte multe de spus. În afară de faptului că domnul Iacoban își face treaba și merge la serviciu și primește un salariu pentru asta, faptul că a venit să vorbească am cu... înțeles că a înțeles în sfârșit că fondurile de la Consiliul Județean trebuie să îndrepte și către zona romană. Bine, știți cum e? Eu nu cred că cineva merge acolo la Consiliu sau nu poți să-l acuzi pe domnul Iacoban de rea intenție, că el nu vrea să dea banii, că nu-s banii lui de acasă, da? Adică-s banii noștri ai tuturor, da? Ai contribuabililor, ai neînțenilor. Depinde de vot. Da? Bun, depinde de vot, ok, da. Până la urmă, el nu pleacă de acasă în timp ce se uită dimineața în oglindă și se bărberește sau se spală pe față, zice, domnule, eu nu dau bani la Spitalul Roman, că mie mi s-a antipatic ea. Nu, el stă și se gândește, domnule, nu dau bani la Spitalul Roman, pentru că Spitalul Roman mai are niște surse de finanțare și pentru că mie nu mi-ajung banii pentru investițiile mele. Deci, pentru spitalele lui, da, și pentru Spitalul Județean, pe care Spitalul Județean este strict subordonat Consiliul Județean și nu are treabă cu primăria Piatraneamț. Deci, așa se pune problema. Nu sunt fonduri suficiente și acele fonduri trebuie drămăite cu grijă și trebuie făcute lucrurile să funcționeze în orice parte a județului. Și la Spitalul Județean, din păcate, domnul Iacoban a moștenit un lucru care nu-i deloc în regulă. Acolo a fost o gaură neagră. De multe miliarde, continuă. De multe sute de mii de lei noi. O gaură neagră continuă. Și de-abia încep să se pună lucrurile la punct și cred că ar mai trebui să mai dureze ceva timp și să mai fie niște oameni acolo care să stea pe baricade sau să se schimbe lucrurile în așa fel încât să funcționeze și mai bine decât atât. Pentru că am fost și la Spitalul Județean, am fost și la Spitalul Roman. Și arată mai bine la Roman. Arată mai bine la Roman decât la Spitalul Județean. Asta una la mână. Dacă te duci pe secții, este mai bine la Roman decât la Spitalul Județean. La urgență n-am ajuns decât la Roman și nu pot să fac comparația. Dar sunt multe aspecte mai bune la Roman decât primim acolo. Primim toți banii necesari pentru aparatul radiologic, adică până acum sunt doar 7 în contul spitalului. 7 miliarde. Depinde cum va fi campania electorală. Bine, există un acord de parteneriat între primărie și Consiliul Județean pentru suma respectivă. S-a și prelungit astfel încât să poată avea loc licitația, deci cel mai probabil lucrurile se vor rezolva într-un final. Oricum, dacă nu, va veni bugetul local cu diferența de sumă, pentru că dacă mai lălăim așa... Și primele alocări de fonduri vor avea loc chiar mâine de la bugetul Consiliului Județean. Am spus, prin ședință extraordinară, se vor face niște alocări din venituri ale bugetului de stat, acele 20% din sume defalcate și mai departe. Deci urmează să vină și primii bani. E bine că se mișcă lucrurile din timp în așa fel încât să avem și un buget cât mai repede, că, spre exemplu, profesorii nu pot să-și primească banii dacă nu se aprobă bugetul. Corect. Da? Și e bine ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, pentru că sunt oameni care depind cu traiul lor de zi cu zi de aceste voturi în consiliile locale județene. O prioritate pentru spital rămâne finanțarea cheltuielilor, care am înțeles că nu sunt puține, pentru acel plan de apărare împotriva incendiilor, care este gata, dar se află în fază de avizare. Ei, asta cu apărarea împotriva incendiilor am ajuns dintr-o extremă în cealaltă. Când înainte de colectiv nu interesa pe nimeni ce ia aia, PSI și... Pe unde puteai să fugi pe stări și nu era am ajuns să exagerăm într-o așa mare măsură încât parcă nu mai suntem în stare să gândim rațional. Adică, să fie clar, când domnul Câmpeanu, fostul ministru al educației, a spus că 7 din 10 școli nu sunt avizate sau autorizate împotriva incendiilor. Au omis să dea explicațiile sau cine a preluat materialul n-a mai făcut-o, că acolo unde ai clădiri vechi, care după 2006 nu au suferit modificări structurale, nu ai nevoie de acest document. Prin urmare, e normal să ai foarte multe școli care să nu fie autorizate și avizate, făcute, pentru exact. Că sunt clădiri care sunt construite înainte de 2006. Dumnezeule! La Roman s-a inflamat presa. Situația era foarte bună la Roman. Bun. Adică erau cam toate. Dar nu trebuie nimic la incendiu, pentru că în principiu nu arde mai nimic în spital acum, să fim serioși, chiar dacă a fost și cazul ăla cu
cu copiii nou-născuți și cu incendiu, aia a fost o altă poveste, dar în principiu nu cred că acum trebuie să investim. Părerea mea personală, că spitalul băgăm miliarde într-un sistem de prevenire împotriva incendiilor când noi nu avem feșe și medicamente să le dăm bolnavilor. Spagă la medic? Că și aici mai avem multe probleme. Păi ce să... Ce, discuții nu știți? N-ați fost? Nu. Eu la Roman nu dau, dar la Iași am dat. Ei, păi, vedeți, dar la Roman nu ați dat pentru că vă cunoaște lumea? Sau cum n-ați dat? N-am dat pentru că n-am dat. N-ați vrut? N-ați vrut sau nu a fost cazul? Adică sunt mai multe componente. Nu, mi s-a sugerat că de regulă ți se sugerează când este cazul, dar nu, n-am dat. La Roman n-am dat. Și eu am dat la București, recunosc. Da. Dar nu, în principiu nu dau, nu vreau să dau șpagă eu. Eu am avut Arvătescu... experiență și plăcută și neplăcută cu ceea ce înseamnă actul medical în Spitalul Municipal Roman, așa că eu cred că depinde strict de om. Dacă medicul din fața ta este și om, te va trata cu respect pentru că este conștient că nu te duci acolo, că nu ai ce face acasă. Bine, la ultima conferință de presă chiar eu am ridicat acea mult discutată problema infecțiilor nozocomiale și m-am întrebat cum să nu existe infecții nozocomiale într-un spital în care salteaua este pătată așa cum este, și atunci mi s-a explicat că s-a început procesul de schimbare a saltelelor, dar nu s-a terminat pentru că e foarte costisitor și asta. În ceea ce privește dotarea... Scuze-mă o secundă, la saltele trebuie practic să fie de unică folosință dacă vreți să nu existe nicio infecție, iar dumneavoastră nu aveți voie să mergeți la pacient decât cu un costum de cosmonaut, adică nu e problema că se schimbă saltelele și apoi cineva o să facă pipi sau o să verse niște se tângea bine, dar sunt foarte vechi saltelele de la Roman, din 70 și când s-a înființat spitalul. De atunci, de bea acolo a început procesul de schimbare a cazarmamentului. În ceea ce privește spitalul, eu aștept ca domnul primar Leoranu să țină de cuvânt. A zis că după ce găsește un manager pentru spital, va rezolva problema la CPU, care problema e destul de... cel puțin prin prisma experiențelor personale trăite, nu e ok deloc. Și am scris la momentul respectiv, am făcut publică povestea ca să afle și toată lumea. M-am semnat cu nume și prenume să știe oamenii pe cine să înjure. Dar ce să înjure? Nu cred că o experiență... Mă rog, sunt și oameni care vor să zică că nu sunt stare, da, cum a fost... De altfel, înțeleg că soțul unui medic nu o să țină cu mine, ci o să țină cu soția. Înțeleg punctul de vedere și îl respect, dar asta nu înseamnă că ce am trăit eu acolo a fost o experiență fericită. Și spunea domnul primar că la CPU va rezolva situația și că va reorganiza lucrurile în așa fel încât să fie mai bine pentru cei care ajung cu urgențe reale. Dacă ne întoarcem la șpaga la medic, vedeți posibil ca să se aplice propunerea doctorului Arvătescu, care nu este numai ai lui, aceea de a se legaliza plicul acesta? Deci dacă mai legalizăm și plicul, apoi putem să plecăm, să ne mutăm din țară și la revedere. Deci nu... Dacă eu vreau să mă duc... Nu sunt mulțumiți cu cei 10% încă medicii noștri. Nu, dar fii de treabă cu mine, că și eu înțeleg că și tu ai un salariu mic și ți-am văzut efortul de a mă salva, de a mă trata, te-am văzut că ești om și vin și eu și îți dau la final ceva. Oricum, deci dar sunt oameni care nu se uită la tine, adică sunt, și nu vorbim mai de medici, vorbim și de celelalte persoane din sistemul sanitar. Deci efectiv nu se uită la tine până nu pui ceva în buzunar. Deci aia e nesimțire pe față, faptul că îți condiționează actul medical. Că te duci la final cu un buchet de flori, cu nu știu cum... Și cu bani până și la urmă. Bani, da, mă duc ca și recunoștință pentru serviciul pe care mi l-a... frumos da, banii ăștia. Da, pentru că nu mă pricep să cumpăr un cadou. Asta e cu totul altceva, dar să te condiționeze, să nu se uită la tine și să ajungi în ultimul hal pentru că nu s-a uitat nimeni la tine, fiindcă n-ai avut bani să dai de la început... Sau pe tine te cunoști, iar vezi o bătrână sau eu mai văzut și lucrurile astea prin spital și na, eu eram cunoscută, celălalt nu era cunoscut și celălalt murea cu zile în spital că n-avea 5 lei să dea unui infirmier să-l care cu
la bătrâna aceea de 83 de ani, am avut noi anul acesta un material legat de o bătrână de... Anul trecut, 80, anul trecut, da. O bătrână de 83 de ani a stat de seară până a doua zi la prânz, când fiica ei ne-a solicitat pe noi să intervenim ca să fie tratată. Pe un scaun, la 83 de ani, începe o apropo. Ei, bine că a stat pe un scaun. Mama mea, când avea un accident de rută, era stat în picioare, adică... Na. Da. Asta e. Cardul de sănătate ne spunea și la ultima conferință de presă doamna Chiriloae că nu s-a rezolvat nimic, cu tot ineficient, tot cu greutate. Cardul de sănătate a fost făcut ca cineva să câștige niște bani, pentru că avea o firmă care producea cardul, chestii din plastic, și nu s-a gândit nimeni că ar trebui să fie și funcțional, Dumnezeule, să avem și niște servere care să funcționeze, să nu se blocheze, să nu dureze 20 minute să accesezi sistemul. Cum? Ne trebuie și așa ceva, adică... Și apoi du-te la farmacie neapărat numai cu cardul, dacă vrei, adică mi se pare... Să dai 7 semnături, păi dimineață am fost în spital și am dat 4 semnături pentru un set de analize și râdeam cu doamna că am zis că nici când m-am căsătorit n-am semnat atât de multe documente, adică... Semnezi și iar semnezi și iar semnezi. Deci ai făcut-o conștient, adică da, ești tu, da, de 4 ore, ai fost sigur că trebuie să-ți faci analize, acolo, da, a fost, da, mai simplu. S-a schimbat ceva în sistemul sanitar de la schimbarea lui Radu Ferăstrău din funcția casei județene de asigurări de sănătate, pentru că nici nu mai știu cine mai este. Păi asta era o doamnă, o oarecare doamnă, mă chinuiam acum să văd cum o cheamă, dar nu o găsesc cum, oricum era înlocuitoarea lui. Noi n-am simțit nimic, pentru că motivul pentru care a fost schimbat a fost cel legat de management neperformant. Bine, toți președinții CJAS-urilor din țară au fost manageri neperformanți la acel moment, pentru că peste noapte s-a schimbat nivelul de performanță și n-au mai corespuns, că trebuia să plece. Dar dumneavoastră ce ați vrea să simțiți când se schimbă un șef la Casa de Asigurări de Sănătate? Doar dacă să fie servicii mai bune. Doar să nu plece. Deci există varianta în care fură bani sau nu fură bani acolo. Ce să se întâmple altceva? Și adică lucruri cu un alt. Dacă nu merg, adică, nu merg de la centru. Nu se poate schimba nimic. Pot să, și eu dacă ajung mâine la Casa de Asigurări de Sănătate, tot la fel de bine sau de rău o să meargă lucrurile, pentru că sistemul e clar. Acolo sunt proceduri de lucru. Nu poți să faci altfel. Cel mult poate poți să intervii, să faci un lobby pentru un caz sau un alt caz pe un formular 200 sau și aici aș mai vrea să mai discutăm o chestiune. Este vorba de ceea ce se plângea doctorul Arvătescu, care a fost de gardă în noaptea de anul nou și a spus că era exact ca la bombardament în jurul spitalului și solicita administrații publice locale ca așa cum a pus o inscripționare acolo, claxonatul interzis în zona spitalului, tot așa să fie puse și să se și urmărească problema, să nu se mai folosească petardele astea în noaptea de... Dacă pune cineva acolo, nu folosiți petarde, nu o să se găsească. Dacă controlezi și amendezi o dată, două ori... Eu cred că în noaptea de Revelion cele mai multe forțe de ordine s-au concentrat în centru, acolo unde exista, mă rog, posibilitatea ca să aibă loc diverse fapte antisociale, pentru că acolo era cea mai mare aglomerare de oameni. Na, probabil că au fost deranjante. Acum depinde și cu ce fel de pocnitori au dat. Petale, că dacă nu știu, eu le-aș interzice tot. Pe bune, petardele. Dar sunt interzise. Nu, doamnă, nu. Sunt acele petarde, să zicem, de mică intensitate, care nu sunt interzise. Nu sunt interzise, dar care fac foc așa și ți le pun în glugă și ți strică și geaca și ți arde și părul, alea sunt tot la liber. Poți să le cumperi. Dar au fost date petarde și din altă categorie și... A, bine. Și alea. Dar eu alea zic că sunt interzise, dar da, asta nu înseamnă că... Inclusiv alea mici, așa, pentru că dacă faci o glumă cuiva și este proastă, eu am văzut de la o petardă mică, mi-a zburat ciorapii unei fete până sus. Din cauza unei petarde mici, că a aruncat-o în piciorul fetei și a pocnit exact acolo. Adică nu-i amuzant, depinde și cine o aruncă și cu ce scop și nici nu înțeleg de ce trebuie să bubuie toată noaptea. Înțeleg artificiile frumos, că-s colorate, să fac așa, dar petarda aia care face doar poc și nu, eu nu înțeleg sensul, adică nu mi se pare amuzant. Nu. Eu când eram mic aveam artificii de la lumânărele așa și le țineam și spuneam la miezul nopții la mulți ani și ne bucuram de artificiile alea mult mai ok decât, da? Este de gusturi. Trecem la economie, Roman, oraș dezindustrializat.
Roma nu are șansa să-și revină dacă lucrurile vor merge bine și cu parcul industrial. Am înțeles că se are în intenție acest lucru de către administrația locală. De fapt, discuțiile de vreo 6 ani. Dar acum văd că par a fi ceva mai serioase și chiar se gândește primăria să cumpere și fosta fabrică de chimie. Bun, da. Se gândește, amenajează acolo, ce se întâmplă dacă nu găsește cei cărora să le închirieze. Noi vorbim aici de... Bine, amenajarea nu trebuie făcută. În primul rând, e foarte bine dacă se cumpără de către primărie, pentru că Romanul nu prea are unde să se extindă. Deci orice teren cumpărat de administrația locală este binevenit. Asta fără nicio discuție. Amenajarea acolo trebuie făcută și nu prea, oricum sunt niște, faptul că sunt trase țevi de gaz și de apă e foarte bine, deci nu ai nevoie de foarte multe investiții ca să amenajezi acolo ceva. În momentul în care îți vine investitorul, dacă vine un investitor mare, nu știu, gen Mittal, mai nou gen TRV, că am înțeles că are deja 1.500 de angajați, apoi discuți cu el și vezi ce nevoi și ce necesități mai are și îi le oferi dacă tu poți, dacă te ține bugetul și dacă ceea ce oferi tu face diferența în competiția dintre tine și alta administrație locală. ArcelorMittal, că tot ai vorbit de ea, care mai fi situația acolo? S-a redesat cât de cât? S-a revenit la programul normal sau tot cu program redus or fi lucrând? Nu știu, eu vreau să văd contractul ăla de privatizare, așa, și apoi mai vorbim și despre ArcelorMittal. Bine, stil. Contractul de privatizare ar fi o mare chestie dacă să-l vedem, nu? Da, și pe ăla, da, măcar da. Pe ăla. Așa, să-l am încet, încet. Nu mai vedem și ONU cum s-a privatizat sau Renelu sau cum se cheamă el, dar măcar să începem cu ArcelorMittal stil, să văd și eu cine l-a semnat, cum l-a semnat și ce clauze au fost acolo. Și să continuăm cu Agrana, că și Agrana a început să plângă dintr-o întreprindere performantă. Am înțeles că de vreo 2 ani de zile o duc foarte rău de când a căzut piața zahărului. Bine. Într-adevăr, kilogramul de zahăr e undeva pe la 2 lei și ceva în magazin. Îți dai seama cu cât iese din fabrică. Mâncăm mai sănătos de nu să mai vinde zahărul. Nu, e exces de zahăr pe piața mondială și de asta și lucrurile merg așa de rău pentru Agrana. Cotele or să dispară și o să fie mai greu. Mai rău, da. Pentru că dacă dispar cotele o să fie ca o piață și liberă, o piață și ca o haită de lupte, exact. O să se bată. Dar eu, pe de altă parte, văd că Agrana face niște investiții. Adică tu spui că ți-e rău și că nu mai poți, dar investești niște milioane de euro în cazane, în... Deci nu cred că e chiar atât de rău. Cred că doar ei sunt prevăzători și vor să meargă pe o direcție care să-i țină la suprafață în perioada următoare. Ceea ce, până la urmă, e normal pentru un investitor privat. Secetă. Acum am resimțit noi oare efectele secetei? Nu mai avem. Cred că va mai trebui să mai facem o emisiune de retrospectivă. Da. Pentru că... Mi-a mai rămas cultura, învățământul... Sunt foarte multe subiecte pe care n-am reușit să le acoperim, dar, pe ansamblu, cred că cele ce țin de administrația locală au fost și cele mai interesante pentru Rămașcan. Și cele politice, te rog. Și nu cele politice, plăcerea. Doamna Floară. Mai ales că urmează un an cu 2 rânduri de alegeri. Doamnelor, vă mulțumesc mult pentru discuția interesantă și ne revedem cu bine data viitoare, toate cele bune și un an nou cât mai bun să aveți. Mulțumim!